Unde e, frate? Unde e? O fi aici? Tu ești? Dar tu? Tu? Care o fi? Unde o fi? O caut de... din liceu. O caut peste tot. Nu poate să mi se reproșeze că n-am încercat din răsputeri. Chiar o caut. Am fost peste tot pe unde aș putea să o întâlnesc. Am fost în cluburi, am fost în baruri, în excursii, la cursuri de dezvoltare personală. Am străbătut lumea asta în lung și în lat. Am fost chiar și la blind date-uri. Dar unde n-am fost? Și cred că gata. Trebuie să mă opresc. Iubirea vieții mele nu se află pe acest pământ. Trebuie să mă obișnuiesc cu gândul ăsta, pentru că altfel nu știu. O să înnebunesc, o să iau razna, o să mă vedeți, Doamne ferește, la emisiuni din alea penale cu oameni care își caută iubirea prin intermediul televizorului. Dar, de fapt, n-ar fi o idee chiar atât de rea. Adică, n-ar fi chiar cea mai rea idee pe care am avut-o în legătură cu acest aspect. Fiindcă odată mi-am pus această problemă de a fi cerșetor de iubire. Mi-am zis, frate, există cerșetori de când lume. De ce n-ar exista și cerșetori de iubire? Și de ce nu mi-ar apărea și mie în cale? De ce nu mi-ar scoate soarta în cale iubirea și am trăit fericiți până la adânci bătrâneți, așa cum se face? De ce? Păi, bun, zis și făcut. M-am îmbrăcat mai bine, ca să mă distanțez de ceilalți cercetori. Am luat o pancartă pe care am... De fapt, stați că o mai am aici undeva. Stați că nu mai știu care era. Asta? Sau? Nu mai... asta. Așa. Și m-am așezat într-un colț de stradă și am așteptat. Oamenii treceau, dar... nu se întâmpla nimic. Doar după vreo 2 ore a venit un polițist care mi-a spus respectuos că dacă nu o întind de acolo, o să-mi dea el iubire de n-o s-o pot duce. Așa că aici zic stop. Și cu durere în suflet, accept că soarta m-a înfrânt. O să trec prin viața asta fără să știu, frățioare, ce e aia iubire adevărată. Fără să știu cum arată, cum se mișcă, cum se trezește dimineața, ce lucruri îi aduc fericirea. Iubirea mea nu s-a născut pe acest pământ. Ea, pur și simplu, nu există.